fie printre valorile fundamentale ale poporului român și de aceea, în numele Societății Mihai Viteazu, donăm acest bust Școlii Generale din Valea Călugărească, care, așa cum s-a propus, cred că va primi până la 1 decembrie, ziua noastră națională, numele de Ion Ionescu Bizeț, în onoarea, în memoria și în respectul pe care îl datorăm celor care au făcut din 4 județe în 1918 62 așa numită Românie Mare, care astăzi încă mai suportă o consecință a pactului Ribbentrop-Molotov, dar noi știm să înlăturăm consecințele și sper că împreună cu societatea matematică vom înlătura și această consecință și de la Nistru până la Tisa tot românul să se veselească. Deci vă rog să primiți această donație din suflet, în numele celor care în 1990 au creat o societate cultural-istorică care și-a propus ca prin 100 de statui și busturi din Helsinki și până la Cetatea Albă, cum sunt înșirate ele, să creeze acele 100 de mici românii care să aducă aminte peste veacuri că suntem, existăm și că suntem un popor măreț care atunci când unii nu știau să scrie, noi făceam bijuterii din aur. Și atunci când Alexandru Macedon sau Lizimach sau alții au năvălit peste noi, am știut să le dăm riposta cuvenită și am folosit pentru aceasta atât forța brațelor, dar mai ales forța minții. Și aici avem, dacă vreți, ilustrat în acest bronz o forță a minții, așa cum n-a existat de multe ori pe pământul acesta, atât de binecuvântat de Dumnezeu și atât de mult râvnit de alții. Este o directoare de școală care a fost alungată din județul Harghita în 1990 și am făcut pentru dânsa, ca Amara Mureșan convins, acest efort și am renunțat la a pune statuia în parc și la rugămintea domniei sale această statuie se află aici cu îndemnul că așa e românul și că întotdeauna să contați pe faptul că țara regăsește atunci când e greu fiii care sunt în stare să o ducă. De aceea, la omagierea lui Ion Ionescu, se află aici senatorii Georgica Severin, se află senatorul Daniel Savlu, se află primari, consilieri județeni, se află distinși profesori universitari, rectori și se află și acel fiu al Basarabiei care ați auzit că nădăjduiește, speră, dar luptă prin forța cuvântului său, așa cum a făcut-o și Adrian Păunescu, pentru regăsirea poporului român în granițele sale firești. Și în ultimul rând se află aici alături de noi și distinsa deputată Adriana Săftoiu, care onorează și dumneaei această manifestare ca deputată a acestui colegiu. Domnilor și domnilor!